Bine te-am găsit sau regăsit pe Polca România. În acest video voi discuta despre Parachains.info, care este o pagină web în care găsim toate informațiile legate de parachain-urile care există, dar și de cele care au fost anunțate, cele care sunt în testare și cele care sunt în dezvoltare. De asemenea, pe partea stângă aici putem vedea diferite opțiuni pe care le putem bifa, de exemplu dacă au primit fonduri de la Web3 și după cum vezi aici putem găsi coloana Web3 cu toate rândurile, dintre care avem aici informație. Dacă dăm pe el cu mouse-ul, vedem că au primit un fond și au și livrat. Deci contează și câte fonduri primești și cât livrează, pentru că sunt unele care, de exemplu, au primit trei fonduri diferite, adică în trei faze diferite, și au livrat doar unul sau au livrat doar două. Deci e foarte important să vedem că livrează și bineînțeles avem la unele, nu la toate, Chiar și o pagină legată de GitHub aici, deci putem să dăm pe el direct și vedem activitatea legată de cod. Câți contribuitori au, fără să intrăm măcar pe GitHub, putem vedea câți contribuitori au, ce activitate au, care a fost prima, primul, prima lansare, să zicem, pe, pe proiectul respectiv în cod și care a fost ultima lansare. Și chiar și câte stele li se dau, ca și probabil se referă la reputație. Deci chiar e chiar interesant, pentru că aici practic avem acces la toate informațiile și eu utilizez foarte mult această pagină web când vreau să cercetez ceva legat de uh, ultimele proiecte care au apărut sau ce urmează să apară. Dacă cineva îmi spune ceva, îmi place să verific și aici doar ca să mă asigur, să văd dacă pare ok. Și tocmai de aceea doresc să menționez în acest video, uh, pentru că mi se pare un, uh, un site foarte bine pus la punct pentru analiză și pentru cercetare. Una din proiectele pe care le-am descoperit aici, dacă ne uităm și dăm în jos, vedem Diora Network, care încă nu ne-am uitat să vedem despre ce este vorba, o voi face în alt video. Se ocupă de DeFi, de NFT-uri și de Metaverse, ceea ce mi-a atras atenția. Avem pe Frequency aici, care probabil o să fie în competiție sau concurență cu cei de la Manta Network. Privacy Data Identity, probabil și cu cei de la Kilt, doar că se ocupă și de partea de confidențialitatea datelor, dar și identitate. Gafi Network care se ocupă de jocuri, deci avem foarte multe de analizat care le voi face într-un video dedicat fiecare pentru că nu are rost să discut acum, ar lua prea mult timp. Uh, unul din proiectele care mi s-a părut interesant aici dând în jos este Turn uh, t 3 rn după cum vedem se ocupă de contracte inteligente, sunt în faza de testare, au primit două fonduri de la fundația Web3 și au completat două, au foarte multă activitate aici, după cum vedem, 12 contribuitori, 2128 de modificări în cod, ceea ce mi se pare destul de mult, dezvoltă de pe 10 mai 2020 și ultima actualizare a fost ieri, pe 16 noiembrie 2022. Deci, după asta, fără măcar să verificăm pagina, vedem cât activitate este și asta ne atrage să dăm click. Aveau și 3 investitori aici, după cum vedem. Și dacă dăm pentru mai multe detalii pe ei, putem vedea că sunt o platformă de contracte inteligente care oferă soluții inovative legate de interoperabilitate, etc. etc. și am putea spune aici că nu e nimic special față de Moonriver sau Moonbeam sau chiar Astar, dar au practic funcționalitățile lor unice și dacă intrăm pe pagina lor web, bineînțeles putem vedea mai multe, putem descoperi mai multe practic Ideea celor de la Turn este să creeze un sistem de interoperabilitate, cum au făcut cei de la Moonbeam. După cum vezi, avem aici Parachain A, Parachain B, care au integrat XBI. XBI este protocolul pe care îl utilizează cei de la Turn după care se conectează la parachain-ul turn, și după care acela se conectează la alte blockchain-uri: chain A, chain B, lanțul A, lanțul B, lanțul C, etc. Executorii care execută comenzile care le transferă, de exemplu, să, să zicem că vrei să transferi uh, criptomoneda de pe lanțul A, pe, lanțul, uh, pe parachain-ul A, o poți face prin a utiliza parachain turn, pentru că este ca un fel de intermediar, practic, de asta este aici în centru și putem vedea și utilitățile, în ce situațiile putem, îl putem utiliza. Este destul de tehnic aici, așa că dacă nu știi cod, probabil că nu înțelegi despre ce este vorba, dar dacă stăm să analizăm în detaliu, putem descoperi exact la ce se referă și cum vor lucra și cu cei de la Interray, de exemplu, dar și cu Ethereum și chiar și cu Uniswap, după cum vedem aici, pentru că practic vor să utilizeze funcționalitățile care le au dexurile de pe care le are dexul de pe Uniswap, bineînțeles, cum am văzut și pe Moonbeam și pe Moonriver, sunt dexuri care utilizează aceeași funcționalitate, dar sunt mai ieftine de utilizat deoarece tranzacțiile costă doar jumate de cent, poate chiar și mai puțin. Legat de investitori putem vedea aici că iau pe Polychain Capital, pe Hobby, care este o casă de schimb, D1 Ventures, care sunt destul de cunoscuți când vine vorba de investiții în ecosistemul Polkadot, ceea ce este un lucru bun, să vedem că avem susținători al ecosistemului Polkadot ca și investitori. Nu zic că sunt investitori buni, pentru că să nu uităm, investitorii la urma urmei vor doar să vândă, să-și facă profit, să se mute pe altceva. Dar sunt importanți pentru că fără investitori, cum altfel vom avea parte de proiecte interesante care să ne ofere oportunități, nu? Legat de colaboratori, îi iau pe Acala, pe Aster și chiar pe Fundația Web3, bineînțeles, ceea ce n-ar trebui să ne surprindă pentru că au primit fonduri de la ei. Au intrat și pe programul de dezvoltator Substrate pentru cei care doresc să învețe să dezvolte pe Substrate. Utilizăm limbajul de programare Rust. Au un partener și cu cei de la Subsquid care și ei lucrează tot pe Polkadot și aici putem vedea și infrastructura și așa mai departe. Deci putem să intrăm și pe Telegramul lor, chiar și pe Twitter dacă suntem interesați. Și cam acesta este tot. Asta am vrut să-ți arăt doar ca să înțelegi cum funcționează practic și după ce poți să analizezi, pentru că bineînțeles dacă vezi activitate la un proiect este interesant. Nu am discutat încă, nu am făcut un video de dedicat despre Turn, dar după cum am spus am vrut doar să-ți arăt cum funcționează, care sunt avantajele în a verifica paracens.info și bineînțeles voi reveni cu videouri în viitorul apropiat legat de toate proiectele care vor dezvolta și plănuiesc să dezvolte un parachain. Toate vor participa la o licitație care necesită împrumutul colectiv, cum este numit în engleză, crowd loan. Unele probabil vor utiliza propriile fonduri, de exemplu cu Sama care au, de exemplu să zicem că au 10 cu Sama, e suficient acum să câștigi o licitație cu 10 cu Sama pe cu iar dacă vor pe Polkadot, probabil dacă au să zicem câteva mii de dot, deja o pot face ei însuși, așadar nu este nevoie să urmeze acest proces de crowd loan, adică împrumut colectiv. Deci cel mai probabil o să vedem multe parachain-uri care nu vor avea nevoie de crowd loan, de împrumutul acesta colectiv, ca noi să contribuim și să-i ajutăm să devină un parachain, dar vor fi și unele care da, și cele care sunt practic pe acelea trebuie să ne le urmărim pentru că asta ne interesează pe noi. Cam atât a fost tot, îți mulțumesc că ai urmărit acest video, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja și să ne urmărești și pe Twitter, dar și pe Telegram, ambele linkuri pot fi găsite în descrierea acestui video, dar și în comentariul fix de sub video. O zi bună!